Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu o veste bună, sper. Deci, nu de mult s-a lansat o monedă nouă care se numește Nominal Coin. Unde acum, la momentul dat când fac acest video, se dă gratis 100 de monete la toți care se înregistrează. Până acum se dădeau 200, acum se dă 100, treptat o scadă și până o să termine aceste gift card-uri. Și atenție, compania spune că în timp de un an aceste 100 de monete vor valora 200 de mii de dolari. Deci, dacă doriți să aveți peste un an 200 de mii de dolari, atunci ascultați atent ce trebuie făcut pe acest site ca să primiți aceste monete. Și în același timp, aici sunt două variante de lucru pe acest site, spunem, varianta pasivă, ați luat aceste monete și așteptați un an și pe urmă vedeți sau eu știu, puteți mai înainte să le vindeți când o să fie prețul mai jos. Dar să nu vă pară rău, pe urmă că le-ați vândut mai ieftin. Ca omul acela care a cumpărat pizza cu 2000 sau câte 10.000 de bitcoin. Și cum e posibil el în fiecare zi visează cei 10.000 de bitcoin. Așa să nu-ți primească și cu acești 100 de coin. Deci asta e cadou. Cine vrea poate să cumpere monete, deja contrabani. Și acum o să explic de ce această monetă va crește în preț. Și până când informația este doar în rusă, căci ideea vine din de la ruși, invenția lor, până când, nu știu dacă cineva a mai făcut video în română, eu cred că sunt primul. De ce, care nu înțeleg limba mea, asta e problema voastră. Deci nu dați vina pe capul la alții dacă ceva nu e clar. Repetați mai multe ori video, dar nu să fie așa pește careva timp să dați vina pe mine că eu nu v-am explicat corect. Eu îi explic informația așa cum pot eu. Deja la dorință vreți, folosiți, vreți, nu. Eu deja, cum vedeți, sunt în companie și cu voi, fără voi, merg înainte. Deci, în careva sens eu vă fac favoare că vă informez, că este așa ceva. Doriți să aveți peste un an 200 de mii, dacă va fi drept, bine, nu, asta e problema voastră. Deci, pentru ce am spus aceste cuvinte, că sunt unii îmi scriu pe, în comentarii că nu înțeleg una, treia, patra, eu nu pot să fac 100 de video pentru fiecare în parte. Deci, nu, cum să spune, faceți probleme, adică pe loc gol, adică în sens că vi leni să vă mai uitați, știu, o dată, două, trei ori la video ca să înțelegeți. Deci este cadou, 100 de nominal coin care cu timpul vor fi 200 de mii dolari. Deci undeva pește un an și prognozează că o să fie 2-3 mii de dolari o monedă. Acum, de ce îi prognozează, că toate că uitați-vă, sunt sute și mii de criptomonete deja care sunt create de alte companii. Și acum o să explic prin ce o să câștigi ei în față la alții și cum facem în înregistrare. Deci o să arăt. Deci uitați-vă. Ce se întâmplă când faci cumpărături, știu, la magazin, farmacii, piață, cumpărând, unde n-ar fi, deci orice ban, voi când cumpărați ceva, ați uitat de așa, adică ei nu sunt ori la voi. Doar dacă lucrați undeva și, eu știu, aveți în alte surse de venit. Deci ei au inventat crypto cashback.
Deci ce înseamnă cashback? Asta când faci cumpărături și o parte din suma care se cheltuită la cumpărătură îi se întoarce. De obicei asta 5-10%, maxim 15%. Ei, nominal coin, întorc 110%. Adică încă sunteți în plus. Și de ce oamenii o să vină în coace să fac cumpărături prin nominal coin? Respectiv, această mișcare, uitați, deci banii prin magazine, magazinele vor cumpăra nominal coin sau oamenii cumpărând nominal coin și dând nominal coin la magazine. Deci, când va fi populară această monetă, fiind foarte scumpă și întrebată, anume din cauza că este cashback, toți vor fi de acord și vor dori chiar să adune nominal coin, căci nu-i de ajuns că e ca de pildă vieță $100, acum eu știu undeva într-un cont, la banc, și ea pe an vă duce, știu, 10%. Când nominal coin, dacă o să aveți, el, uitați-vă cum ai început cu $1, azi deja e $7 și pește un an de pe o să fie $2000. Adică el tot timpul o să crească. Și de ce tot timpul o să crească? Cu o să vedeți. Și oamenii o să vrei să aibă un nominal coin. Și de ce așa acum e foarte bine să investiți în nominal coin? Căci uitați-vă ce se întâmplă. Voi cumpărați monete, peste o perioadă de timp, moneta crește. Și când ea a crescut de ajuns, acum, perioada aceasta, când se întorc 110%, undeva e 30-40 zile. Treptat, ea o să crească. Dar, în afară de ce că aveți monete, vouă încă vi se întoarce cashback. Și deci, se dublează, practic, investiția. Dacă se poate spune așa investiția, dar eu nu îi zic investiția, aceasta mai degrabă e schimb. Deci schimbați banii pe nominal coin, nominal coin se vând și vouă se întorc bani. Aveți iară bani, iară schimbați pe nominal coin și tot așa faceți cicluri. Deci procedura aceasta s-a inventat și compania are doar elementul de reglare a prețului. Deci ea face ca cererea să fie mai mare ca oferta. Deci ei nu dau multe monete în piață, ca ele să fie tot timpul întrebate. Adică să faci un fel de deficit, din care cauză prețul crește tot timpul. Deci cum am spus, în 30 zile el deja a crescut de 7 ori prețul. Și deci acum e perioada de testare, când compania reglează, face site-ul ca să fie automat. Deci multe lucruri se fac acum manual. Din care cauză, de pildă, înregistrarea nu merge automat, de pildă, cum în altă companie acum v-ați registrat și acum aveți codul cel atât, se face manual. Deci dacă azi o să depuneți cerere, acum așa să arăt cum se face depunerea cerere, pentru înregistrare mâine, poi mâine, într-o zi, două, vă vine gift codul cel cu numărul vostru personal. Deci, mai departe, cum reglează, ce am un grafic care l-am găsit pe internet, ca să vedeți, deci asta e oferta sau nominal coin. Deci, de ce el o să crească? Deoarece cererea tot timpul face ca prețul să crească. Deci inițial cererea când e mai mică era așa prețul. Când a crescut cererea, dar crește din cauza că compania dă mai puține monete decât oamenii vor să cumpere. Deci cu o să părăt unde asta se vede, este tot și site-ul unde se cumpără monete și acolo este o limită de pildă acum. E limita treptată o măresc. În primele zile acolo de pildă era $5000. Monete vindeau pe zi, pe urmă, știu, 10. Astăzi deja în jur de $50. 50 de mii. Toată lumea care e înregistrată acum, în perioada de testare, îi poate să cumpere monete.
Și treptat, treptat limita aceasta crește în dependență de popularitate. Adică noi invitând oameni, explicând ce se poate făcut aici, îi spun la alții și așa unul pe la altul spune și se adună tot mai multă lume pe acest site. Acum, când să vă uitați la video, care acum îl fac sau cine nu știe, care prima dată se uită la video creat de mine, orice video, uitați-o, când vă uitați la video pe YouTube, deci este video, vă uitați, este mai jos descriere. Deci aici e descriere. Și mai jos în descriere o să fie atașat site-ul nmlcoin.info. El e doar în rusă, dar uitați, sunt 5 butoane, eu cred că nu o să le încurcat și acum vă arăt ce trebuie să faceți. Deci când o să apăsați pe... Deci nu o să apăsați, dacă o să primească sau o să-l copieți site-ul și îl puneți în browser aici. Și când el se pornește, deci el se încarcă. Și prima și trebuie să faci, să apăsați pe acest primul buton albastru, ca să vă trimite la ancheta de depunere a cererii pentru card. Personal, sau mai bine zis, codul de a invita. Deci uitați-vă, prima coloană, ce scrim aici, aici scrim numele, de pildă eu, la numele meu, puteți scrim în latină. Scrim, de pildă, știu, Mihai, sau cum sunteți în buletin, că să nu fie pe un problem. Scriți date reale, că nu o să fie ca să primiți mai multe. O să fie verificare. Asta pentru cei care sunt șmecheri. Eu asta spun că sunt unii n-au ce face, fac înregistrare, cred cineva cel mai prost și el cel mai hâtru. Nimeni nimic nu se dă pur și simplu grație. Trebuie să fiți mulțumiți cu ceea ce vi se dă. Că deodată visați la mai mult și pierdeți ceea ce aveți. Făcând niște greșeli fatale. Deci scriți numele. Mai jos, prenumele, și aici e important, aici scrieți invite-ul, anume acest cod, e că el o să fie NLT, o să fie aici tot indicat, codul pentru înregistrare, așa o să-l numesc, și între a treile îl copieți, îl plasați aici în pure. Pure mai jos. Puneți obligatoriu e-mail Gmail. Alte e-mail-uri nu merge. Trebuie să aveți un e-mail Gmail. Îl indicați aici. Mai jos indicați telefonul cu plus în față. Fiecare trebuie să cunoască codul internațional. Deci, cum el sună. Figurul mai jos. Scriți țara. Eu de fel sunt din Moldova. Scriți Moldova. După ce ați îndeplinit toate aceste date, verificați încă o dată, să nu greșiți vreo cifră, mai ales la cod. Că dacă nu o să fie corect, nu o să fiți înregistrați. Adică nu o să vă vină pe e-mail datele deja pentru cardul vostru de invitat oameni. Și apăsați pe butonul acest albastru. Când faceți traducerea, uitați-vă ca să înțelegeți ce și cum. Dar când o să apăsați, scoateți traducere, ca să nu faceți greșeli. Că unii fac așa și uită. Deci nu se face așa ceva, se face în limba original. Mai ales că site-ul e în perioada de testare. Ei acum reglează multe lucruri, deci au mult de lucru la reglare, ca când se vor starta. Unde acolo scrie un timer. Ei scriu că peste 50 de zile perioada de testare se va termina. Dar ea poate să termine mai înainte, dacă ei reglează cum trebuie și va lucra. Acum, perioada de testare este de câteva sute de ori mai convenabilă decât perioada care o să fie apoi. De ce? Pentru că după ce o să faceți voi
înregistrare. Deci, datele pe Camin Mihail Stepanov, eu știu codul ce l-am scris la persoana care m-a invitat, e-mailul, telefonul Moldova și am apăsat. Când o să apăsați, trebuie să vă apară așa ceva. Cu bufare, ce? Cu verde. Unii spune mulțumesc. Cererea voastră este trimită. În timpul apropiat, cu voi vom face legătură cu dumneavoastră. Și deci, pe e-mail, mie mi-a venit peste două zile scrisoarea de la ei. Vine deja codul vostru personal, că el e aici ID-ul, care deja o să trebuiască să salvați undeva și o să-l dați la cunoscuții voștri cu acest video, cu explicații și în loc de codul meu, că ei se introduc codul vostru personal. Până când se dă un fel de bonus, 20% din valoarea monetelor care le primiți pentru cel care vă invită. De ce? Ca să nu pierdeți acest bonus, căci 20 de monete, asta e $40.000 peste un an, dacă va fi așa cum spun ei. Deci noi suntem, cum să spune, tocmai necredincios. De ce noi participăm? Eu zic de mine. Ca să văd într-adevăr, așa o să fie, ori nu o să fie. Voi, de pildă, puteți abandonați și să mergeți mai departe. Deci cu voi, fără voi, tot o să fie persoane care o să înregistreze. Deci, ca plată, pentru că eu vă informez, eu cred că nu e nimic strașnic dacă o să faceți înregistrare după datele mele. Mai ales că fără acest cod nu puteți să vă înregistrați. Deci, în alte video, deja asta e prima etapă ce facem. Facem depunerea cererii. După ce primim cerere, deja cine o să vrea să câștige mai repede. Dar cum mai repede? Deci acum, de pildă, cu $100, în 10 zile faci $1000. Cu 10.000, în 10 zile faci $100.000. Așa că să cotiți. Deci, repede, nu repede, de 10 ori să vă măriți banii care aveți. Deci banii nu se pierde, ei se întorc înapoi a doua zi. A doua zi sau în două zile undeva. Depinde cum nimeriți pe site. Deci uitați, aici este a doilea buton, unde se deschide alt site, unde e site-ul de schimb a banilor pe monete, nominal coin. Cum să faci schimb acesta, eu o să explic deja în alt video. Da, și pentru ca să puteți face schimb, vă trebuie și neapărat să aveți un cont în ADV Cash verificat. Dacă nu aveți ADV Cash verificat, deci sub acest video al meu va fi linkul de linkul la site-ul ADV Cash pe care o să apăsați și o să vă faceți înregistrare. Deci tot aici ia în descriere. La video o să fie și link-ul pentru trecere să vă faceți cont în ADV Cash. În ADV Cash acolo sunt diferite cerințe, o să vedeți ce vă cer ei, cum se face înregistrare acolo. O să fac poate alt video eu cândva, dar nu pot face a doua oară înregistrare, că eu deja am cont ADV Cash și nu pot să vă arăt cum se face verificare acolo. Deci, sunt niște cerințe cum să uniți card. Dar acum nouă card nu trebuiește ca să putem face plată. Noi facem plată prin portofelul ADV Cash. Deci voi puteți să aduceți bani în ADV Cash prin alte sisteme electronice care sunt unite deja la ADV Cash. Ca Payeer, ca Perfect Money, Bitcoin și multe acolo sunt. Deci asta o să arăt în alte video. Cam atât ce am vrut să spun. Sub video va fi descrie la fel și Skype-ul meu. Dacă sunt careva întrebări, mă găsiți și vă ajut prin partajarea ecranului, ce nu ați înțeles. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.